Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Olt a introdus din acest an școlar o nouă formă de învățământ, cu speranța că astfel va livra pentru agenții economici din județ forță de muncă foarte bine calificată. În primul an școlar a fost formată cu ajutorul al Roslatina o astfel de clasă. Munca de lămurire a agenților economici de a se implica în pregătirea viitorilor salariați a dat roade. De anul viitor, numărul de clase se va dubla. Avem 4 clase în planul de școlarizare pentru anul școlar următor. Unde vor fi aceste clase și care sunt specializate? Cele 4 clase se împart astfel. O clasă la Colegiul Tehnic Alexe Marin cu calificările electronist, aparate și echipamente și electrician exploatare joasă tensiune. Și 3 clase la Colegiul Tehnic Metalurgic. Aceștia au 3 calificări la aceste 3 clase: electronist, aparate și echipamente, electrician, exploatare joasă tensiune și mecanic, utilaje și instalații industriale. Atenția reprezentanților Inspectoratului Școlar Olt se îndreaptă acum spre lărgirea specializărilor oferite celor care vor îmbrățișa această formă de învățământ. În vizor sunt agenții economici din domeniul industriei alimentare și domeniul alimentației publice. Pe viitor se dorește și convingerea marilor fermieri de a pune umărul la pregătirea viitorilor angajați din domeniul agricol. Calificări din domeniul metalurgiei. Este acută lipsă de metalurgi în această perioadă și încercăm, vom demara niște activități, discuții cu operatori economici din domeniul turism și alimentație și industria alimentară pentru realizarea unor calificări din aceste domenii la Colegiul Economic Petreiesa Aurelian. Clasele de învățământ dual sunt organizate de Inspectoratul Școlar Județean la solicitarea agenților economici. Aceștia susțin prin acordarea de bursă elevii școlarizați și le pun la dispoziție cadrul necesar pregătirii practice. În plus, tinerii care optează pentru această formă de învățământ au un loc de muncă asigurat la finalul anilor de studiu.